Bună dimineața, dragii mei! Cine va fi invitatul surpriză? Cine a acceptat astăzi 10 minute în trafic cu psihologul Eduard Puiu aici de față, vom vedea. Asigur că este o mare surpriză și hai să vedem dacă la ora exactă. Hai, noroc! Yeah. Invitatul surpriză. Gata! Eu te mă plimb, ia! Da, doamnelor și domnilor, de dimineață, de la stadionul Giulești, maestru Rică Răducanu. Noroc, tata, să bună dimineața. Da, e bine că e timpul, a ieșit căldura, că altfel. Mulțumesc de însuflet că a acceptat invitația. Facem 10 minute în trafic cu psihologul. În mod normal știi cum era treaba aici, nu? Invitatul trebuia să spună psihologului prin ce probleme trece. Numai că să-i spun lui Rică Răducanu că trece prin probleme. Nu, mai bine să nu trecem pe nimic. Mai bine să nu trecem pe nimic. Da, da. Păi cam așa s-a întâmplat toată viața. Chiar dacă am fost supărat sau am trecut și eu pe mai multe, nu trebuie să fii. Vezi, Doamne, când e bine, hai să ne îmbătăm și când e... Eu nu sunt stilul ăsta, că în viața am trăit toate felurile. De... Știu că de mic copil au fost... Da, eu ți-am zis, am născut într-o comună pe la Vlădeni. Știu, la Vlădeni, în Ialoviț. Da. Ok. Am avut două mame, doi tați, adică da, toate felurile eu am... S-au dus părțit, la 5 ani m-a furat tata la București, că s-a însurat cu mama Roza. Aici, am trăit aici, în Giulești, la mine, la piață. Și te-a trimis pe stadion? Păi, la stadion veneam în continuu. Eu am început acolo, la noi, la Pasteur, când vine mama de-a doua lucra la institut acolo. Mă duceam după ea și până jucam fotbal acolo, pe teren. Știi ce am auzit? Că povestei odată, am auzit că nu aveai încălțări. Și că făceai lucruri... Păi ce mă, că pe timpul nostru avea Adidas sau nici nu știu precis dacă se știa de Adidas. Și uite, Nerica, că vezi copiii ăștia toată ziua antrenându-se pe la școlile de fotbal, așa de corconiți și așa de alintați. Altă treabă, tata, altă. Acum nu mai... Nu e lumea, adică, domnule, nu eram altfel, nu că eram amărâți. Eram crescuți așa, era și regimul și ce să mai... Părinții nu-și mai făceau probleme, nu mai puneau totul pe depresie, pe bolile? Nu se știa toată de așa ceva, de depresie, de... N-am auzit. Că te durea capul sau ceea ce îți dădeau pe astea sau te făceau o frecție. Sau dacă erai răcit, te trăgea niște ventuze pe spate și... Cum a făcut? Cum a făcut Nerica toată viața să rămână cu zâmbet pe buze? Că îmi imaginez că au fost și lucruri mai puțin plăcute. Nu ți-am zis că eu până la 15 ani așa n-am știut de nicio petrecere. Aici, uite, era o cofetărie la noi la așa, aici se strângeau toți de mai șmecheri așa și noi veneam la, era barul Rubic cu un restaurant la piața Giulești, unde am copilării și la școală și când odată ce crezi că m-am făcut singur pionier, dacă mă crezi. Aveam un carnet de care când știam ceva nota 5-6, îl dădeam pe ăla, că lantul nu... Și lantul făceam din 3, că aveam 3 destui, 8 și de 4-9. Și l-am dus acasă odată și am văzut tata ce ferist. Venea seara de pe locomotivă. Când a fost, bravo, bă, tată, bă, știam eu că ești deștept, nu știu ce, dar știa el ce fac eu. M-a dus mintea la belele toată viața. Și până la urmă, ce crezi, că mi-a venit pe la școală, pe acolo, o idee, că tot îl chema pe tata la școală, la cu ședință, părinții, da? Cum era. Și le-am luat pe unii, că eu eram mai bărău, ia vină, mă, ce ia pune cravata aia la cât. Mi-a pus cravata lui, ia pune-mi ea. Și m-am dus pe stradă, că m-au văzut, băi, parcă a luat lumea foc pe stradă, toată lumea, numai când a văzut cravata la pionier, da, la mă, cred, frate, a luat foc lumea, uite, bă, părică, pionier, știi? Și eu s-o rămân la seama, bine, Ricuță, să trăi, Ricuță. Și când m-a văzut tata, el era cu, avea vin așa de la țară, de asta, de țară, da. Cu... Și când m-a văzut, bravo, băi, tata, ai cinste, îi chema pe vecin. Stilul meu tot așa, bucuros, era om ca lumea. Cam băiatul pionier. Da, uite, bravo, bă, tata, nu știu ce, și i-a zis să te duci la școală. A doua zi s-a zis la școală, măcar, când l-a văzut directorul să trăie. Da, și Necula, că așa ne cheamă, Necula Răducan. Și ce facem cu Răducan?
Ce să facem? Mulțumim, fericit! Bine, e bine, ce ce să facem ca rămâne repetent, e fericent deja. Cum vrei, repetent, pionier repetent? Da, atunci a ieșit, băi, a venit, mă gândeam că mă bate, că avea de-asta, mai mă pleznea. Și am zis, băi, să vezi ce bătaie, mă, eram în formă, stai așa, eram în formă să iau și o bătaie, că știam că rezolvă el treaba. Și s-a dus, a venit acolo, la bară, bă, hai, Rosario! Eu mă făceam că dorm, scoală-l pe ăla. La 9 seara era altul, nu era lumină. Și stăteam la masă, hai, bea și un par de vin el. Dar eu, hai, vină-o încoace. Ia, vină-o încoace. Băi, eu tot așteptam să văd când mai ia, să-mi tragă. Și zice, băi, ia zi mă frate, cine te-a învățat pe tine să te faci? Faci pionier. Ia mă tată, că toată lumea supărată că te mata nu ești, nu sunt și eu. Bravo mă, vină cu acea, eu credeam că i-a zis să vină cu acea, atunci mă pleznește. Pac, mă pupă, mă, nu prea mă pupa. Nu, era mai rece, așa nu era. Da mă frate, și atunci mă apoi s-a dus, s-a școală, a rezolvat cu niște găini. Dar știi de ce a făcut lucrul ăsta? Pentru că a premiat oarecum, în mentalitatea lui, a premiat dorința ora mea, ori și de lume, cred că de lume, că exact. El era ceferit și era și el stărit, ceferit, exact. Pe timpul ăla, știi cum e? Și să nu se facă de râs, cred că așa, înseamnă că el gândea a fost o psihologie ca om, acolo, vârstă. Exact. A încurajat gestul ăsta. Pe ce crezi, că dacă erau oamenii mai slabi, așa, așa, gândea și înainte, am fost românii, oameni ca lumea, inventiv. Corect, inventiv și creativitate, da, da. Și asta vreau să zic. Cred, că eu de-aia cred că era semn, că multe de-astea când se întâmplă, trec peste ele sau ceva. Când spuneam eu, lasă mă ce, murim dacă când e rău, e, ne îmbătăm și când e, o avea el vorbe de-astea bătrânești mereu, ne tărează câte una de-asta ne arunca. Eu fiind portar de fotbal, te-am urmărit, îți dai seama că ai fost idolul multe generații și da, știu povestirile alea. Cu multă creativitate, știi că pe un vestiar se fac o grămadă de glume. E, cum să nu? Băieții citesc ziarul, le dai foc la ziar, de lești de șireturi, se te foarte multe. Spune la șireturi, leagă alea. Erau glume frumoase, acum nu cred că mai se face. Unii dă telefon, începe cu telefonul acolo, unii... Nu, acum rup telefoanele. Nu mai e nimic ca lumea în cabină și la noi, sau să ascultă muzică sau ceva. Viața din cabină era foarte creativă și foarte relaxantă. Și adică, în primul rând abia așteptai exact, să intri, să da. Vii. Corect. Să vii la... La stadion. Da. Dincolo da. De antrenament, faptul că te întâlneai cu băieții, faptul că... Obligat mergeam la noi ăștia mai bătrâni, puneam în pahare. Da. Haide băi, lui Motrol, lui Dancuie, lui Greu, care era, stăteam lângă ei, mă uitam ce zice. Tata, hai, eu poacă acolo. Da, adică tot ne aveam ce învăța. Acum nu cred că n-am mai văzut așa ceva. Toate lucrurile astea erau niște lucruri pe care noi le făceam cu creativitate ca să facem viața mai lejeră, mai ușoară. Astăzi e mult mai stresant, nici de glume parcă nu mai avem chef. Nici nu prea văd. Eu exact. Când fac glume, mă duc la televizor sau nu mă cheamă, tot stilul meu și acum cu glume, că mă simt foarte bine, lumea mă iubește, mă vede pe ăsta, uite-l pe Nerică, tot râd, nu zice, uite-l, să uite așa, uite-l pe ăla. 72 am făcut pe 10 mai. Mulți înainte să fii sănătos, 100 de ani îți doresc. Ce de asta? Mama a trăit 100 de ani. Doamne ajută, dacă deci... nu credea după... Nu murea nici acum asta, mă, avea grav, baba tare de... Nerică, avem 10 minute în trafic împlinite deja, îți mulțumesc din tot sufletul, n-am să tai nimic, este extraordinar întotdeauna ce zici. Să fii sănătos și oricând, măcar să aibă ăștia tine, dacă să uiți sau cineva, care vede să înțeleagă ceva de în să astea, înțeleagă că sunt adevărat. Că trecem peste greutăți în viață, luând puțin viața la mișto. Nu trebuie neapărat, mai ales acum e mai rău. Acum viața e mai rea, chiar. Adică, îl spun precis, nu mai are lumea servicii, nu mai are, se descurcă mai rău. E, aici trebuie să intervine psihic, cred. Eu nu știu dacă sunt eu chiar așa, dar așa am trăit. Așa te știu românii întreg. Și așa mă știa de tata, de la ei, am învățat de la mama. Asta e. Mulțumesc de suflet. Tata, să fii sănătos. Hai, mă ajută.